Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici cu un clip cu Warhammer Online, Age of Reckoning. Acesta este un server privat, după cum știți Warhammer a fost închis în 2013 de către Mythic Entertainment, ce aparține de EA, și o să las un link în descriere unde puteți descărca jocul și să jucați dacă vreți să-l jucați. O să dăm Create, puteți alege între The Realm of Order sau The Realm of Destruction, un fel de hoardă și alianță, să compar un pic cu Warcraft. Noi cred că o să mergem Chaos. Nu, o să alegem... o să alegem oameni, adică Empire. Este un fel de paladin, witch doctor, ca un fel de hunter, un fel de mage. Hai ca alegem asta ca un fel de paladin. Ia sa-i facem fața. Am văzut una care îmi place. Asta mi se pare ok. Da, foarte multe chestii dacă stai și te gândești. Alegem astea așa peste față. Cred că-l facem cu barbă. Să-i lăsăm ceva pe cap. Facem cu barba mai albă, așa. Da, să-i pune și o chestie pe cap. Asta mi se pare cel mai ok. Yellow, dark brown, walnut, green. Lăsăm gri. Nu are păr. Stai să pun numele Chrome. Nu. Chromgar. Și dăm done. Nu merge. Se punem T România. Andor Hall. Îi punem Andor Hall numele. Vede, merge. Nu merge. Andor ha... Andor how atunci. A mers Andor how. Dăm play și așteptăm să se încarce. The people in the Northland know what it means to live under the shadow of chaos. The northern... E interesant că îți descrie cam ce tips you can have. Your gear die with two colors when you are merchant. Deathcliff primary color. Deci poți să-ți schimbi și culoarea armurii. Just across the sea, the claws. Constant inquisition. The forces of order stand assembled in defense of the empire, hoping to keep the invaders from the north at bay. Men, dwarfs and high elves, staunch allies in these dark times, unite in the village of Grimmenhagen as they wait for the hammer to fall. The time has come when this grand alliance will be tested in the fires of battle, and you along with it. Okay, suntem în joc. Well met. This tutorial window and others like it will assist you in playing Warhammer Online Age of Reckoning.
Ok. Acesta este questul, new recruit. Ia să mergem să vorbim cu acesta. Până acum... complete. Și ce trebuie să facem acum? Ah, acesta este un player. Hai să zicem hi. Ah, n-a zis nimica. Nu-i nimic. Asta e heal, da. Și trebuie să omorâm 3 de ăștia. Deci face abilitatea, asta e un buff. Și 4 judgment. Deci pe o... ok. Am omorât 3 de ăștia. Da. Mergem să predăm quest-ul ăsta. Ok, alegem următorul quest. Trebuie să mergem aici undeva. Băi, zic că arată destul de bine pentru un joc ce a apărut în 2008. Go to the burning building. Deci trebuie să salvăm. Hai să intrăm aici. Să mergem la următoarea casă. Ok. Și mai trebuie o casă. Mai este una mai încolo. Aici sunt niște oameni care sunt spânzurați. Unde e ușa? Hai că am terminat și quest-ul acesta. Aici este harta. Noi suntem aici. În Warhammer mi se pare că levelul maxim e 40 și ceva. Nu mai știu exact. Go to the burning. Dar am fost. Ar trebui să omor și 3 de ăștia? Da, trebuie să omor și 3 de ăștia. Ok, încă unul. Pe asta să vedem dacă... ah, ok, acum am terminat quest-ul. Nu, mai trebuie încă unul. Oare nu vreți de a duia la asta? Uite, la aici unul. Animația e un pic... dar merge și așa. Încă unul.
Nu e asta. Să știi de lângă casele astea ce... Uite asta. Asta e de ala. Deci da, e foarte diferit. Adică e și similar, dar și diferit față de World of Warcraft. Dă un pic mai aproape. Să dăm complet și următorul quest. Speak to... Unde trebuie să mergem? Cred că trebuie să ne întoarcem înapoi. Speak to the Caretrine Elsa Schmidt in a village center. Ah, ok, trebuie să mergem în centrul orașului. O să încerc să joc și... Aș încerca și alte MMO-uri în afară de Warhammer și... World of Warcraft. Aș juca și... De fapt, l-am jucat un pic. Lord of the Rings Online. Țin minte când a apărut și... Chiar vreau să-l joc și... Da, știam că costă bani și nu mi l-am... nu mi l-am putut permite. Deci că am ajuns în centrul orașului. Dar arată chiar fain. No abilities. Hai să luăm. Să alegem quest-ul ăsta. Și să înțeleg că aici nu-ți arată. In a very dark. Return to fire. Follow the road path. Ok, să căutăm ceva ca un fel de tun, zice aici, Hell Cannon. O luăm pe aici. Și vreau să încep o nouă serie pe canalul meu de YouTube cu jocuri retro. Eu nu am un laptop așa de puternic, așa că... o văcuță. O să... Cred că pe aici. O să joc jocuri ce le-am jucat când eram mic. Și o să vă arăt jocurile ce mi-a făcut mie copilăria mult mai faină. Cred că și multora dintre voi. Adică... Trebuie să fie... Aici undeva. Aici. Empire Cannon. Deci două de astea trebuie să... Trebuie să stau aici? Ok.
Să-ți dau mai sus? Nu. De ce nu este asta? Nu, nu este asta. Ok, merge la asta. Deci trebuie să distrug două de alea. Aha, deci nu trebuie doar să... până le distrug. Am înțeles. Ok, deci... așa trebuie. Rebuguit asta? O trebuie să tragă... că văd că ia puțin din... stai să văd. Oi. Hai că tot trag în el. Dar ideea foarte puțin. Left click to fire. Dar ce mult durează. Are chiar așa trebuie să dau până... așa trebuie să dau. E interesant că tot se mișcă dintr-o parte în alta. Ok. 18. 14. Stai 100 de ani la un quest de ăsta. Oh, ok, deci dacă... se adună toate astea, dai 29, nu mai dai așa de puțin. A, tot e bine. Hai că nu mai avem mult decât încă să fac asta vreo câteva minute bune. 27. Am înțeles că PvP-ul în acest joc este destul de bun.
Încă un pic și... Ok, trecem la următorul. Cinci. Mai degrabă tot trag așa. Hai să dăm mai sus, vedem. Cred că tot dau 29 așa. 29 iarăși. Acum trebuie să stau să fac tot quest-ul ăsta. Da, și cred că o să fac după aia... și la MMO-ul de la Star Wars. O să fac de la toate, așa un fel de first gameplay. Eu probabil o să mai joc Warhammer. Am jucat un pic de Warhammer la Chaos. Ba, da, sunt plictisitor. Abia aștept să termin quest-ul ăsta. Cred că jumătate din playere au renunțat după ce au făcut quest-ul ăsta la Warhammer. Ok. Hai că terminăm acum. Ar fi culmea să se reseteze. Așa, bă, finally. Am stat aici și am... Hai să predăm quest-ul ăsta. Că mi s-a acrit. Ok, am făcut level 3. Ce trebuie să facem? Să-mi dă heal. Ok. Trebuie să coborăm aici și să facem... ia să vedem dacă așa e. Așa cred că e. Ia să atacăm unde asta. Mi-am amintit trailerul de la Warhammer, în care un paladin, da, trebuie să omorâm câte trei de ăștia.
Hai că mai facem questul ăsta și terminăm clipul. Judgment. Ability's not ready. Ok, am omorât. Aici trebuie să ne facem. Dăm și un judgment. Aici avem Tomb of Knowledge, Main Menu, Warlord and Party. Tu poți să ai și gildă. Un backpack. M-am teleportat. Da, cu aia te poți teleporta. A, măcar bine că avem mount. Dar stați-o leacă să văd. Aici sunt quest-urile. E fain că îți dă de la un level mic. Îți dă mount. Deși alergă dubios. Nu-i nimica. Ne îndreptăm spre questul ăla. E ca și grafică, deci chiar arată bine. O să jucăm și aici pe hartă, trebuie să o luăm pe aici. Bine. Pe aici prin câmp. Da, are picioare foarte dubioase calul ăsta, dar n-avem ce face. Dacă dau map, pot da mai... E destul de mare lume din din Warhammer. Raven Hellmass. Hai că trebuie să mai omorâm unde asta. Dăm un judgment. De ce? Ai altfel, Raven. De asta doar unul trebuie să... De ăștia le trebuie. Asta e un mage, un mage, care stă pe un fel de... Nu știu ce e. Ok, unde asta? Scurs în și Raven. A, de ăștia. Ok.
Nu atacă, dar... Ok, aici încă unul. Acesta o să fie primul episod din retro gaming. Ok. Și încă unul aici. Doar ca să ne facem... E interesant că nu se întorc spre tine, atacă, dar... Acum nu știu dacă e serverul sau dacă așa era și pe oficial. Ok, hai că am terminat. Ne întoarcem să predăm asta. Și să-l luăm pe cal și să ne ducem să predăm questul ăsta. E aici sus. Bine că nu intru în combat ca în... Asta-s că n-am luat-o bine. Nu pot să ies pe aici? Ba da. Ok. Trebuie să alegem. Trophy. Hai că alegem asta. Aici terminăm seria momentan de Warhammer. Dacă mai vreți, o să pun și partea a doua. Până data viitoare, eu sunt Alex și salut!